Casație și Justiție. Intrăm în legătură directă cu reporterul nostru, Roxana Ciucă. Bună seara, Roxana! Înțeleg că sunt surprize majore la Înalta Curte de Casație și Justiție. În așteptarea unei decizii în dosarul lui Tăriceanu apar evoluții spectaculoase în dosarul Elenei Udrea. Despre ce este vorba? Da, bună seara și ție, Radu, bun găsit, doamnelor, domnilor. În urmă cu două minute, magistrații de aici, de la Înalta Curte de Casație și Justiție, au decis să sesizeze Curtea Europeană de Justiție în dosarul Elenei Udrea, a fost ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului, mai exact în dosarul Gala Bute, pentru că, practic, pe românește, cei de aici, de la Instanța Supremă, nu au respectat decizia Curții Constituționale a României și vor să îi adreseze trei întrebări către Curtea Europeană de Justiție, privitoare la acea decizie a CCR-ului, dar cu privire la fondurile, la fraudarea de fonduri europene. O infracțiune pentru care Elena Udrea nu a fost pusă sub acuzare. Ei bine, avocații din acest dosar vin și spun că este un abuz al celor de la Înalta Curte de Casație și Justiție. 1. Să te sesizezi din oficiu pe acest aspect și să nu respecti ceea ce a decis Curtea Constituțională a României pe aceste aspecte, având în vedere că am mai avut situații în care, iată, după decizia celor de la CCR, s-a decis rejudecarea apelurilor. Și vă dau și câteva exemple, la Constantiniță, la Dan Șova, da? Iată că la Elena Udrea trebuie să întrebăm Curtea Europeană de Justiție dacă respectăm sau nu respectăm decizia CCR-ului. Poate vi se pare așa un pic ieșit din comun, dar fix așa au stat lucrurile. Haideți să vă vorbesc despre ce a fost astăzi toată ziua la Înalta Curte. Cu siguranță că o să ne prindă noaptea aici și fără niciun fel de exagerare. De ce spun asta? Pentru că încă de la primele ore ale dimineții s-a stat foarte mult, până la 14, așa, pe dosarul portului Constanța. Apoi a intrat dosarul lui Toni Greblă și acolo, Radu, s-a dat termen pe 27 mai, va fi ultimul termen pe 27 mai. Se termină rapid acest dosar și aflăm care va fi soarta lui Toni Greblă, după care a intrat dosarul Elenei Udrea și iată, s-a decis sesizarea Curții Europene de Justiție. Și acum urmează dosarul lui Cristian David, cu audiere de martor denunțător, iar mai apoi acest complet trebuie să dea decizia în cazul lui Călin Popescu-Tăriceanu. Nu tot completul, aici este foarte important. S-au tot plimbat judecătorii, a intrat unul, a ieșit altul, a intrat iarăși altul, a ieșit celălalt. Sunt câțiva judecători din acest complet, acum ce judecă la Cristian David, care de îndată ce se va termina și acest dosar, va trebui să ia frumos liftul, să urce și să delibereze, pentru că așteaptă ceilalți judecători acolo, dacă or mai delibera, dacă or mai da ceva pronunțare. În seara asta toată lumea așteaptă. A fost o zi plină aici la Instanța Supremă. E posibil să se dea pronunțarea foarte târziu și v-am explicat de ce, pentru că au fost multe procese, sunt și la această oră, la această transmisie. Dacă se dă, cu siguranță că se va da în sală, ceea ce înseamnă că va fi o pronunțare publică. Dacă nu, la condică, ceea ce înseamnă că trebuie să verificăm portalul de la ICCJ, ori în seara asta, în noaptea asta, ori dacă nu, mâine dimineață. Tăriceanu, cei de la DNA Radu vin și cer pentru Călin Popescu-Tăriceanu rejudecarea procesului. Acum însă vedem dacă va rămâne cu prima decizie de pe fond, adică achitare, dacă va primi închisoare cu executare sau cu suspendare. Sunt luate în calcul toate variantele și ne așteptăm și la surprize. De ce spun că ne așteptăm și la surprize? Vă explic imediat. Vă aduceți aminte acum o lună de zile când s-a dat pronunțarea în dosarul lui Radu Mazăre cu cu retrocedarea de terenuri din Constanța? Speță în care Cristi Borcea, de exemplu, a fost achitat și toată lumea spunea, da, o să fie achitat fără probleme. E, n-a fost achitat, a primit închisoare cu executare. Vă mai dau un exemplu. Jean Andrei, la fel, s-a întâmplat închisoare a primit cu suspendare într-o primă instanță și apoi a primit de fapt achitare, cred, sper să nu greșesc, și apoi i-a dat o sentință total nefavorabilă, la fel și Radu Mazăre, care a primit 9 ani și într-o primă instanță fusese ceva mai puțin. De asta spun că ne putem aștepta la absolut orice din partea magistraților. Este acel dosar în care vin cei de la DNA și spun că pe 15 aprilie 2016, când a fost citat la Direcția Națională Anticorupție din Brașov, ar fi mințit Tăriceanu.
practic, s-ar fi dus în fața celor de la DNA, în fața procurorilor care atunci erau în subordinea doamnei Chioveși și n-ar fi spus adevărul. Despre cine? Despre Remus Struică, despre acel prinț Paul al României sau cum se o chema el și despre tal Silberstein. N-ar fi spus adevărul cu retrocedarea unor suprafețe de teren din, din ferma Băneasa și din, din pădurea Snagov. Atunci, de acolo ar fi pornit toate lucrurile. Acum vedem ce se va întâmpla în continuare. Mereu a susținut Tăriceanu de fiecare dată când a venit la instanță, dar și când a avut ocazia și a fost întrebat de către noi presa despre acest dosar, că este nevinovat, se va dovedi acest lucru și că i s-au întâmplat toate aspectele astea, da? Pentru că a avut de-a lungul timpului foarte multe funcții și funcții destul de importante în țărișoara noastră și e normal să fie, să fie atacat. Radu, rămânem la Înalta Curte de Casație și Justiție. Sincer, sperăm să nu mai stăm foarte mult pe aici, dar cu siguranță că ore bune ne vor prinde și de îndată ce vor da judecătorii pronunțarea, voi reveni și eu în direct. Roxana, te rog frumos să ne relatezi un pic din atmosfera din jurul dosarului lui Călin Popescu-Tăriceanu, pentru că el a fost achitat în primă instanță, tot de Înalta Curte de Casație și Justiție. Și aș vrea, dacă se poate, să ne spui cine se află acolo. Este doar avocatul lui Călin Popescu-Tăriceanu? Este și liderul al de acolo? Când crezi tu, când estimezi că ar putea să se intre, la ce oră se intre pe judecata dosarului lui Tăriceanu? N-a venit Radu Tăriceanu astăzi la instanță, n-a venit nici avocatul său, Dan Apostol, nu e nimeni din acest, din acest dosar. Era pronunțarea stabilită pentru 8 aprilie. Pe 8 aprilie atunci au amânat-o pentru astăzi, 22 aprilie. Dacă s-ar amâna și astăzi ar fi cea de-a doua amânare. Nu e nimeni din acest dosar, niciun avocat. Cam la ce oră estimez? Este, spuneam, în dosarul lui Cristian David audiat un martor denunțător. De îndată ce acest martor denunțător își va încheia declarația și spun avocații din sală, pentru că am stat de vorbă o oră în șir pe hol, că durează undeva în jur de două ore până când acesta își va încheia, declarație. 7, undeva la un 9, să spunem că intră în deliberare și... Acum, dacă au soluția pregătită, dacă nu au pregătită, dacă mai trebuie cineva să-și dea cu părerea, v-am spus, durează, e de stat aici. Mulțumesc, Roxana.